preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vă mărturisesc că în seara aceasta nu mi-este chiar ușor să vă vorbesc după subiectele pe care le-am avut azi dimineață și poate că ar fi potrivit ca înainte de a vorbi din cuvânt să-mi cer iertare de la cea dintre dumneavoastră pe care poate v-am rănit, poate v-am jignit, poate v-am întristat prin ceea ce am spus. Însă, în același timp, vreau să vă spun că ceea ce v-am spus a fost potrivit cu ceea ce cred și simt și n-am avut niciodată intenția de a răni pe cineva. Dacă voi constata sau dacă mi se va spune că am rănit pe cineva prin ce am spus, credeți-mă că voi suferi mai mult decât dacă mi-ar trage cineva o mamă de bătaie. De ori că nu prea știu nici cu mama de bătaie, că părinții nu m-au bătut. Câteodată meritam. Aș vrea în seara aceasta să mă apropii împreună cu dumneavoastră cuvântul pe care l-am citit și vreau să vă spun că, uitându-mă la cuvântul acesta, am ajuns la concluzia că este un cuvânt foarte, foarte dificil de abordat. În el am găsit foarte multe învățături. Am mai vorbit din prima parte, din capitolul 2 din Romani, și atunci am citit până la versetul 16, dar niciodată n-am reușit să abordez toate temele care sunt cuprinse aici. În seara aceasta am ales doar ultimele 3 versete, dar mă uit la viteza cu care trece timpul și mă gândesc că poate nici în seara aceasta nu voi reuși să spun tot ce aveam pe inimă să vă spun. Azi noapte cugetam cu Biblia în față și mă gândeam că dacă voi apuca momentul acesta, aș vrea să vă vorbesc despre relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Pentru că sunt aici câteva versete care vorbesc tocmai despre acest subiect și dați-mi voie să vă spun, nu e un subiect foarte ușor. Unii predicatori, unii cercetători ai Scripturilor pun tot accentul pe suveranitatea lui Dumnezeu și nu-i lasă omului nicio marjă de manevră. Dar asta înseamnă că omul nu ar fi atunci responsabil înaintea lui Dumnezeu dacă n-ar avea nicio marjă de manevră. Știți când un realizator de filme, eu nu vezi filmele și nu sunt capabil să văd unul singur de la început până la sfârșit. Dar din ce am mai citit știu că un realizator de filme, atunci când a pus mâna pe un scenariu bun, se gândește la un buget și se gândește la actorii de care ar avea nevoie pentru realizarea acelei opere de artă. Și actorului, odată ales, îi dă rolul și spune, învață-l. Și actorul primește rolul acela dacă suma oferită a fost considerabilă și învață toate replicile acelea și timp de luni de zile le repetă și încearcă să înțeleagă psihologia personajului și încearcă să se pună în pielea personajului și să învețe replicile, dialogurile, vocabularul acela este un efort considerabil vrednic de o cauză mai bună, aș spune eu. Și el nu are voie, oricât de talentat ar fi, oricât de apreciat ar fi actorul acela, n-are voie să se miște de la rolul care i-a fost dat, nici la stânga, nici la dreapta. El trebuie, la filmări, să spună exact ceea ce i s-a dat să spună. Că dacă nu, apar conflictele în culise. Mi-am dat seama, dragii mei, că printre creștini, printre cei ce își spun creștini, sunt oameni care cred că soarta este un fel de scenariu pe care Dumnezeu l-a scris cândva de mult și pe care, într-un moment, poate la naștere sau poate puțin înainte, îl atașează și din momentul acela omul n-are altceva de făcut, nu poate să facă altceva decât să respecte ad litera în scenariul și nu are nicio libertate de manevră.
Sunt oameni care vin și spun, dacă am necazuri, dacă am probleme, n-am ce face. Așa mi-a fost scris, zic oamenii, unii dintre ei. Unii, chiar dintre cei educați, și pentru mine lucrul acesta a fost o surpriză în societatea aceasta canadiană, am întâlnit și cu oameni foarte educați, cu care am apucat să schimb câteva cuvinte și eram mai sfios eu. Mi-am dat seama că oamenii aceștia cred în zodiace, în horoscoape și în alte lucruri de felul acesta. Cu toată educația lor, cu toate diplomele obținute, cu toți anii de școlarizare, atunci când găsesc într-un ziar, citesc un esaț, vrând să descifreze ce le-a fost scris. Pentru că ei cred că omul este scris și, cum zice românul, ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Însă această perspectivă greșește fundamental, pentru că odată scade complet sau anulează complet responsabilitatea omului înainte lui Dumnezeu pentru faptele lui. Biblia, dimpotrivă, îl consideră pe om, îl declară pe om responsabil înaintea lui Dumnezeu. Este adevărat, în universul acesta, Dumnezeu este suveran. În suveranitatea Lui, El are capacitatea să realizeze ce vrea El. Și dacă El zice un lucru, nimeni, dacă El poruncește cu autoritate un lucru, nimeni nu îl poate împiedica să-l ducă la îndeplinire. Poate că lucrul acesta, suveranitatea lui Dumnezeu, a ieșit în evidență cel mai frumos în cartea Iov. Acolo sunt două dialoguri între Dumnezeu și vrăjmașul sau opozantul lui Dumnezeu și vrăjmașul nostru în același timp. Și Satan vine înaintea lui Dumnezeu în mijlocul adunării fiilor lui Dumnezeu și Dumnezeu îl întreabă, de unde vii? Și personajul acesta sinistru spune, eu vin de la cercetarea pământului, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Știți, dialogul acesta, de fapt, este un dublu, sunt două dialoguri acolo, aproape ad literam, unul cu celălalt. Și se vorbește acolo despre un om care trăia pe pământ, cel mai neprihănit om de pe pământ. Și când Dumnezeu spune lucrul acesta, aș vrea să vă gândiți că Dumnezeu ține în evidență toți oamenii de pe pământ, indiferent unde trăiesc, în orice cultură, în orice vreme, în orice societate, Dumnezeu îi are în evidența Lui pe toți. Mai mult decât atât, Dumnezeu îi cântărește pe toți și există în evidențele lui Dumnezeu o ierarhie și Dumnezeu spune și nu greșește, nu este nimeni ca omul acesta pe pământ. Satan pune sub semnul întrebării credincioșia lui Iov față de Dumnezeu, spune că s-ar datora unor motivații greșite și îl provoacă pe Dumnezeu. Dacă mi este îngăduit să mă exprim așa, deși știu că s-ar putea acest cuvânt să deranjeze pe unii dintre noi, Satan reușește să obțină de la Dumnezeu dezlegarea să se atingă de Iov. Dar vă rog să remarcați, Dumnezeu îi pune prima dată un hotar și îi spune, asta numai până aici te poți duce. Credeți-mă, dragii mei, că vrăjmașul ar fi vrut tare mult să treacă peste hotarul acela, dar n-a putut să treacă pentru că suveran este Dumnezeu. Și unde pune Dumnezeu hotarul, acolo nimeni nu poate să îl miște, să îl mute. Sigur că nu reușește Satan să obțină de la Iov ce a vrut și vine din nou înaintea lui Dumnezeu și iar îl acuză pe Iov și mai obține de la Dumnezeu încă o îngăduință. Și Dumnezeu îi spune, uite, îți mai dau voie să te mai atingi de el, dar hotarul eu îl așez aici. Și scârșnind din dinți, Satan vine, îl lovește pe Iov și ajunge până la al doilea hotar pus de Dumnezeu. O, dacă ar fi avut posibilitatea să treacă hotarul acela, credeți-mă că l-ar fi trecut. Cartea Iov, pe lângă multe alte merite, are și pe acela că ne arată cât de rău este dușmanul nostru. Cât de rău este el. Și cât de bun este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul.
Ei bine, toate lucrurile acestea întâmplate dovedesc că Dumnezeu este suveran și că El stabilește hotarul pentru orice lucru, pentru orice ființă. Asta a spus-o și Pavel când a vorbit filozofilor din Atena. Aici însă Apostolul Pavel vorbește fraților din Biserica din Roma și le spune că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și aș vrea să mă opresc un pic aici. Când oamenilor li se vestește Cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea lor față de Cuvântul lui Dumnezeu este decisivă. Dacă oamenii primesc Cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, în viața lor, Cuvântul acesta lui Dumnezeu începe să lucreze. Azi un pic, mâine un pic, depinde de solul inimilor noastre, cât de bun este, cât de bine pregătit este. Și Cuvântul primit lucrează în viața noastră și aduce rod. Însă, dacă omul se împotrivește adevărului, inevitabil se întâmplă cu el altceva. Ajunge să asculte de nelegiuire. De aceea, eu v-aș sfătui pe toți cei ce mă ascultați în seara aceasta, ca și cum ați face parte din familia mea. Ascultați de adevăr. Pentru că dacă nu veți asculta de adevăr, încet, încet, pe furiș, nelegiuirea își va face loc și veți ajunge să ascultați de nelegiuire. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Amin. Și Pavel continuă și spune, necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face rău, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Cred că este aici a treia oară când Pavel folosește această ordine. Întâi peste iudeu și apoi peste grec. Mai spusese lucrul acesta în versetul 16 din primul capitol din Romani. Când vorbise despre mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Iudeul, în cele trei ipostaze, este menționat mereu înainte și grecul după el. Aș vrea să vă spun că ordinea aceasta înseamnă doar ordinea care a găsit Dumnezeu cu care să li se reveleze. Nu înseamnă în niciun fel superioritate, că ar fi unii superiori altora. Nu o să spun mai superiori, ajunge să spun superiori. Însă vă rog să remarcați un lucru. Întâietatea care îi este acordată iudeului atrage asupra lui responsabilitate. Căci dacă atunci când este vorba despre bine, iudeul are întâietate și după aia este luat în considerare și grecul, dacă este vorba despre rău, tot la fel iudeul are întâietatea și acolo. Dar ce am vrut să înțelegem împreună din aceste versete pe care tocmai le-am citit, este faptul că deși în universul acesta Dumnezeu este suveran, și știe soarta firului de păr din capul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu i-a lăsat omului o anumită marjă de manevră, o anumită libertate care atrage după sine o responsabilitate. Înțelept ar fi ca din partea noastră ca să ascultăm de adevăr și să căutăm în viața aceasta mereu să facem bine, să fim oameni de bine în orice împrejurare. Să căutăm întotdeauna varianta aceea care e cea mai bună ca să-i cuprindem pe toți. Să folosim orice împrejurare pentru a face vreun bine, pentru că de rău este plină lumea aceasta în care noi trăim. Noi ar trebui să fim cei din tâi în facerea binelui, va spune Pavel într-o altă scriere de a sa. Mai jos însă, Apostolul Pavel dă răspuns la o întrebare cu care fiecare dintre dumneavoastră v-ați confruntat cel puțin o dată în viață. Fie că v-ați spus-o singuri, fie că v-a adus-o altcineva în față. Ce se va întâmpla, întreabă unii, mult, destul de mulți, ce se va întâmpla cu aceia care n-au apucat să asculte sau să audă Evanghelia?
Foarte mulți, chiar dintre creștini, au pus o întrebare. Sigur că au fost oameni care au trăit pe planeta aceasta, în alte colțuri ale planetei, au vorbit limbi în care nu au avut la îndemână textul Scripturii, oamenii aceștia nu au primit Evanghelia, ce se va întâmpla cu ei? Au trăit, au murit mai devreme sau mai târziu, unde merg și ce se întâmplă cu ei? Sigur că este o întrebare complexă, o întrebare profundă și câteodată ne este pusă ca să ni se arate nouă creștinilor că învățătura noastră este discutabilă și atacabilă. Dar când o întrebare de felul acesta ți-o pune un creștin, vreau să vă spun că eu mă întreb, oare cum se face că nu mă întreabă ce se întâmplă cu cei care au auzit Evanghelia, care au auzit Sfintele Învățături, dar care totuși nu le pun în aplicare în viața lor? Și ăștia, dragii mei, suntem noi. Sunt eu unul dintre ei, dacă nu pun în aplicare ceea ce citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne preocupe mai mult pe noi decât ce se va întâmpla cu, mai știu eu, aborigenul din Australia care n-a auzit niciodată Evanghelia. Apostolul Pavel vine și răspunde la această problemă și zice așa, în versetul 12, toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. De aceea, în continuare, aș vrea să vorbesc un pic despre relația dintre neamuri și lege. Noi știm că atunci când în Biblie dăm peste cuvântul lege, se are în vedere corpul acela legislativ pe care Moise l-a primit pe muntele Sinai de la Dumnezeu și pe care a trebuit să-l transmită mai departe poporului. Legea, dacă vreți, era un instrument menit, printre altele, să învețe pe evreu, pe israelitul de odinioară și pe creștinul de astăzi, să facă o deosebire între ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Între ceea ce este acceptabil și ceea ce este inacceptabil. Între ceea ce este corect și ceea ce este greșit înaintea lui Dumnezeu. Au venit unii și au spus că legea aceasta a fost scrisă de Moise și a fost dată poporului, dar trebuie să ținem cont de faptul că Moise s-a născut în Egipt, că Moise a studiat la școlile înalte ale Egiptului, că a primit educație în aceste școli. Și cu siguranță că în toate aceste legi pe care el le-a scris, el a cuprins multe învățături din școlile pe care le-a absolvit cu brio în Egipt. Într-o paranteză aș vrea să vă spun, dacă vreodată cineva v-ar spune lucrurile astea, aș vrea să vă spun, asta este o afirmație. Arheologia a scos la iveală foarte multe documente vechi ale Antichității. Așa au fost descoperite foarte multe corpusuri de legi, colecții de legi. Și au fost descoperite în principal de la trei popoare mari din Orientul Mijlociu, din vremea respectivă. Dar de la egipteni, în mod curios, deși ne-au rămas o grămadă de texte literare, nu s-a găsit niciun text cu caracter legislativ. Aș arunca o provocare. Un cercetător oricare să aducă măcar o frântură de text legislativ care își are obârșia în Egiptul Antic, acolo unde Moise s-a format. Nu va putea să aducă nimeni pentru că nu s-a găsit așa ceva. Nu s-a găsit. Moise le-a primit legile acestea de la Dumnezeu. Cele mai cunoscute dintre ele sunt cele 10 porunci, decalogul, după numele tehnic primit mai târziu. Decalogul sau cele 10 porunci reprezintă textul legislativ pe care Dumnezeu l-a scris El însuși cu mâna sa. Toate celelalte legi care au fost date la Sinai poporului israelit au fost rostite de Dumnezeu și consemnate de Moise. Doar decalogul a fost scris de degetul lui Dumnezeu. Lucru interesant, s-au găsit destul de multe similarități între legile date în Sinai lui Moise și prin mărțe poporului și legi ale unor popoare antice din vremea aceea, unele chiar mai vechi decât legea lui Moise
Și au venit și au spus, păi Moise, am împrumutat, dacă nu de la egipteni, atunci de la mesopotamieni sau de la hitiți. Și lucrul ăsta este fals, pentru că acele similarități, ele pot fi explicate într-un alt fel. Înainte de darea legii la Sinai, să știți că omenirea n-a fost lăsată fără niște legi morale, tot de la Dumnezeu date. Vă amintiți că după potop din corabie a ieșit Noe cu soția lui, cu cei trei copii și cele trei nurori? Că au făcut un altar și au adus jertfa lui Dumnezeu. În Geneza, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 6, veți vedea că acolo Dumnezeu stă de vorbă cu Noe și cu copiii lui Noe și, printre alte lucruri, le trasează niște legi. Le spune câteva lucruri de bază. Ei bine, dintre copiii lui Noe s-au dezvoltat de-a lungul generațiilor ulterioare toate națiunile Pământului. Sigur că era normal ca la toate națiunile Pământului să fie păstrată o anumită moștenire, o amintire a unor legi care le-au fost date cândva. Dar prin transmitere orală, din gură în gură, legile acestea au mai fost schimbate câte un pic. Au mai fost modificate câte un pic. De aceea se regăsesc la multe popoare antice niște principii asemănătoare cu legile care se regăsesc în legea lui Moise. Vă amintiți de bună oară când Dumnezeu îi vorbește lui Avram? De fapt, Dumnezeu zice despre Avram în Geneza 18 cu 19, căci eu îl cunosc pe Avram și știu care se poruncească casei lui după el să țină calea lui Dumnezeu, nu? Să țină calea. Dați-mi voie să vă spun că în textul ebraic nu apare cuvântul echivalent pentru calea. În textul ebraic apare un cuvânt care definește rânduieli. Acolo, de fapt, în textul ebraic, Dumnezeu zice Avram va porunci copiilor după el să țină rânduielile lui Dumnezeu. M-am întrebat însă, oare de ce traducătorul român Cornilescu, n-am verificat în alte traduceri, de ce acolo, în loc de rânduieli, a tradus cale? Și până la urmă am ajuns la concluzia că n-a greșit deloc. Calea lui Dumnezeu, să știți că presupune un mod de viață și niște rânduieli. De la început și până la sfârșit, calea lui Dumnezeu a presupus rânduieli. Există un termen tehnic care se poate traduce prin rânduieli, dar traducătorul acolo l-a tradus prin calea, pentru că, de fapt, calea lui Dumnezeu înseamnă să respecti rânduielile lui Dumnezeu. Afirmația că au fost legi date în vechime, înainte de legea de la Sinai, știu că poate să strânească împotrivire, dar mai aduc încă un argument. În Geneza 26, cu versetul al 3-lea, veți vedea că Dumnezeu despre Avram rostește niște lucruri deosebite. Dacă se poate afișa, dacă nu, trebuie citi eu de aici. Geneza 26, cu 3. Le citesc eu. Cu 5, iertați-mă. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, a păzit orânduirile mele și a păzit legile mele. Trei termeni diferiți care toți se regăsesc atunci când Dumnezeu dă lui Moise legea pe Sinai. Și Avram a avut niște rânduieli primite de la Dumnezeu, niște porunci, niște legi. Le-a primit, le-a ascultat, pentru că el a crezut că Dumnezeu se făgăduiește și împlinește. Și Dumnezeu l-a văzut pe omul acesta credincios înaintea lui și l-a binecuvântat. Diferența este însă că atunci când la Sinai Dumnezeu îi dă legea lui Moise și prin Moise îl dă poporului, el dă legea lui într-o formă scrisă, într-o formă mult mai bună, mai clară, decât o dăduse în vechime lui Noe și apoi după aceea mai târziu lui Avram. De data aceasta, legea era dată pentru tot poporul.
Prin secolul al XII-lea, în Spania a trăit un evreu, un cărturar, un rabin cu numele Maimonide și el a numărat toate legile și poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise și a ajuns la concluzia că sunt 613 legi. Parte dintre ele erau pozitive, în sensul să faci asta, să faci cealaltă, și parte dintre ele erau negative, să nu faci asta, să nu faci cealaltă, să nu te atingi de asta, să nu te atingi de cealaltă. Dar nu să vă spun că nu toate au fost date la Sinai. Cele mai multe au fost date la Sinai, iar câteva au fost adăugate pe parcurs de-a lungul călătoriei. De bună oară, precizarea cu aceia care nu s-au putut împărtăși din Ionul Pascal, pentru că a fost acolo un moment și Moise n-a știut cum trebuie să se procedeze în situația respectivă. Și Dumnezeu, pentru că Moise l-a întrebat pe Dumnezeu, n-a avut îndrăzneala să hotărască el singur, Dumnezeu îi vorbea și îi spune și se adaugă și asta ca un fel de lege. În final, 613. Problema este însă că neamurile n-au avut această lege. Această lege a fost cea mai înaltă formă de lege dată în vechime. Niciun popor, și Moise va spune poporului evreu, care popor a mai avut lege atât de drepte, atât de înțelepte ca și voi? Și faptul că erau unice are o singură explicație și aveau o bârșie în Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să vă spun că multe dintre ele ar trebui cunoscute și prețuite și astăzi. Sigur, nu mă refer la legile ceremoniale, cum să junghi taurul, oaia, țapul și așa mai departe, nu. Dar sunt legi care sunt bune și trebuie cunoscute și respectate și astăzi. De bună oară, să nu te atingi de ce nu e al tău. Se aplică și astăzi sau nu? Să-ți cinstești părinții, pe tata și pe mama, ca Dumnezeu să te binecuvânteze. E o lege bună și astăzi sau nu? Să nu te atingi de nevasta aproape lui tău. E o lege bună sau nu? Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva fratelui tău în diferite situații din viață. Este o lege bună sau nu? Să nu poftești, să nu râvnești ceea ce este al altuia. Este o lege bună sau nu? Să nu pun viața semenului tău. Este o lege bună sau nu? Toate legile acestea. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, spunea Dumnezeu. E bună sau nu? E bună. Frații mei, legile lui Dumnezeu sunt drepte, înțelepte și sfinte. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Problema este însă că neamurile n-au căpătat legea. Legea aceasta, când zic legea cu el mare, mă refer la legea lui Moise. Neamurile n-au avut o asemenea lege. Dar Pavel vine și spune, uitați-vă bine la neamuri, pentru că multe din principiile legii, ei le respectă, pentru că le-au fost înscrise în cugetul lor, în conștiința lor. Și Pavel vine și spune, frații mei, neamurile care nu au legea, legea lui Moise, ei din fire fac lucrurile legii și prin aceasta îi dovedesc că lucrarea legii este întipărită în cugetul lor. Și cugetul lor și gândurile lor, spunea Pavel în textul citit, fie se învinovățesc între ele, fie se dezvinovățesc. Asta e lucrarea de mustrare a cugetului, care, dacă n-ai cunoscut legea lui Dumnezeu, totuși te mustră când n-ai făcut bine. Relația aceasta este complexă, însă vreau să vă spun că în orice vreme Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Despre existența Lui, despre puterea Lui, despre înțelepciunea Lui și chiar națiunile care n-au avut niciodată acces la cuvânt scris din partea lui Dumnezeu, au putut să cunoască despre Dumnezeu îndeajuns de mult, încât să fie motivat să-L caute pe Dumnezeu. Și căutându-L pe Dumnezeu cu inimă curată, Dumnezeu i s-ar fi descoperit mai mult. Problema este însă că noi ne pierdem timpul și energia în căutări fără rost, fără sens, fără finalitate. Ar trebui să căutăm mai mult pe Dumnezeu. Cineva a spus că gândul cel mai înalt al lui Dumnezeu a fost îndreptat spre om și, implicit, gândul cel mai înalt al omului ar trebui să fie îndreptat către Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne gândim în fiecare zi la Tine.
A zis cineva Ami? Mi s-a părut că am auzit pe cineva pe aici, când am. Un al treilea lucru pe care Pavel îl menționează aici este o judecată. Faptul acesta, zicea Pavel, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Pe de o parte, eu știu că în seara aceasta vorbesc Bisericii Domnului de la Montreal. Dar în același timp, mă întreb oare pentru cine trebuie să spun lucrurile acestea. Că va fi o judecată pe care niciun om nu va putea ocoli. Pentru că mai sus Pavel zisese, împietuirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună cu o moară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răspăti fiecare după faptele lui. O zi despre care Scriptura vorbește, a vorbit Domnul Iisus, a vorbit Apostolul Pavel, a vorbit Apostolul Petru. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul al 8-lea, Apostolul Pavel îl numește pe Dumnezeu judecătorul cel drept. La rândul lui Petru, când scrie prima sa epistolă, în capitolul al 2-lea, vorbește despre Domnul Iisus și spune că El s-a supus dreptului judecător. Biblia mărturisește în repetate rânduri și în multiple feluri că există o judecată și oamenii ignoră mereu lucrul acesta. Judecata aceasta, spune Pavel, se va face în armonie nu cu învățăturile învățătorilor la modă din diferite epoci. Judecata lui Dumnezeu se va face în armonie cu legea lui Dumnezeu și cu Evanghelia lui Dumnezeu. După Evanghelia mea, va spune Pavel. Atât de tare s-a identificat Pavel cu Evanghelia Domnului Iisus, încât a spus cu convingere Evanghelia mea. Nu că era diferită de celorlalți apostoli, dar el s-a identificat cu Evanghelia Domnului Iisus în un mod foarte strâns, foarte puternic. Vedeți, va veni o vreme și se pare că vremea aceea a chiar și început, în care oamenii își vor da învățători după poftele lor. M-am întâlnit cu fratele Mircea, de fapt, ne-am întâlnit în fața casei dumneavoastră, dar când am intrat în clădirea bisericii, tocmai despre lucrul ăsta vorbeam. Că va veni o vreme în care oamenii își vor da învățători după poftele inimii lor. Ceva mai sus, Pavel spusese că nu vor mai putea să supere învățătura sănătoasă. Învățătura sănătoasă, învățătura despre neprihănire, despre sfințenie, despre evlavie, despre cum să trăiești curat printre semenii tăi, despre cum să te păzești neîntinat de lume, despre cum să ai relații sănătoase și curate cu soția ta și cu cei pe care ai în jurul tău. Va veni vremea când oamenii, în toate lucrurile acestea, vor căuta învățători care să le dea dezlegare, care să le spună, ai, se poate și așa. E soția ta, nu? Ce se întâmplă de tine și soția ta, Dumnezeu atâta vrea să vadă mulțumiți. Greșit. Fals. Am în biblioteca mea o carte și cartea aceea, dacă aș putea să o cumpăr în toate exemplarele care există, aș cumpăra și așa un foc frumos de tabără aș face cu ea de la sine minte. Dacă v-aș spune cum se cheamă, v-aș stârni poate curiozitatea. S-ar putea să fiți la biblioteca bisericii. O familie de medici creștini americani au scris o carte care a fost tradusă prin 91-92 de către Societatea Misionară Română și a fost pusă la dispoziția familiilor din România. Poate jumătate din cartea aceasta s-ar putea numi pornografie în limbaj creștin. Să vă feriți de așa ceva. Dumnezeu vrea ca în familie patul să fie păstrat curat, să nu fie spurcat. Dar în vremurile din urmă vor fi căutați păstori și mari predicatori care vor da dezlegare și la lucrurile acestea. Doamne, păzește-ne de așa ceva. O să trebuiască să facem o casetă cu Amin. Și când îți fac semn, o pui. Rămâne de noi doi asta.
Va judeca Dumnezeu în ziua aceea lucrurile ascunse ale oamenilor. Dacă fratele Iosif v-ar spune de la învon, nu vă atingeți de alcool, dar la mine acasă, după raftul cu cărțile alea mai groase de care nu se atinge nimeni, aș avea ceva ascuns, o sticluță cu ceva, lucrul acesta l-aș putea ascunde de soția mea, de copiii mei, poate, dar niciodată de Dumnezeu. Niciodată de Dumnezeu. Lucrul acela va fi făcut, va fi dat pe față. Va fi adus în ziua aceea de judecată înaintea tuturor. Și mi se va umple o prazul de rușine că veți fi mulți prezenți acolo în jurul meu dacă nu m-am pocăit în retin și Dumnezeu va da pe față lucruri ascunse din viața mea. Dacă în ceasul târziu de noapte, când soția mea se odihnește și când caut prin cărți și pe internet ba una, ba alta, mi-aș permite să dau vreodată un click pe un site care nu este îngăduit unui creștin. Lucrul acela l-aș putea ascunde de dumneavoastră, nu l-aș putea ascunde de administratorii site-ului și cu niciun timp nu l-aș putea ascunde de Dumnezeu. Și în ziua judecății mă voi întâlni cu el. Dacă am intrat să comunic cu persoane care sunt căutare de plăceri pe internet, aș putea ascunde lucrul acesta cu un pic de dibăcie de toți cei din jurul meu. Dar undeva el va rămâne scris și se va întâmpla că mi se va pune în față în ziua judecății. Vă sfătuiesc cât pot, nici nu știu cum să vă sfătuiesc să primiți lucrul acesta. Toate lucrurile ascunse trebuie rezolvate înainte. Pentru că după ziua judecății va fi târziu. Nimeni nu le mai poate rezolva atunci. Pavel a spus fraților din Corint, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Asta nu înseamnă că imediat ce ai murit, te-aș judeca. Dar între cele două evenimente nu se va mai putea face nimic. În ce te-a prins moartea, așa să spun și preoții ortodoxi, în ce te-a prins moartea, în aceea te va judeca Dumnezeu. Aș vrea să stârnesc în inimile dumneavoastră teama de ziua aceea și teama aceasta să vă dea putere să vă feriți de păcat, de orice vi s-ar oferi în lumea aceasta, din partea vrășmașului. Să vă feriți ca de foc, pentru că vine ziua. Ce să facem dacă descoperim la un moment dat că mai sunt lucruri nerezolvate în viața noastră? Nimic altceva decât ceea ce ne învață Biblia. Să le mărturisim cu pocăință, cu părere de rău și cu părăsire. Adică lucrurile acelea să nu se mai găsească în viața noastră de fel. În cartea Proverbele lui Solomon, cred că pe la capitolul 28, se vorbește despre un om care are cugetul pătat și care fuge, numai nu vrea să capete iertare, la tot fuge. Și înțeleptul Solomon din Duhul Sfânt zice, dați-i pace, dacă vrea să fugă, lăsați-l să fugă. Ăla va fugi până la groapă, dar tot nu scapă. Ca și umbra fuge după el păcat. Dar păcatele mărturisite, cu părere de rău, abandonate, acelea ne sunt șterse din cont. De aceea suntem absolviți. Acelea nu mai sunt aduse în discuție. Și sigur că trebuie să vă spun și ce a spus Domnul Iisus. Cine crede în mine, are viața veșnică. Și nu mai vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Așa de mult mi-aș dori ca toți cei ce m-ați ascultat în seara aceasta, cum ați ascultat, să credeți lucrul acesta și dacă sunt lucruri ascunse, să vă eliberați de ele cât puteți. De ele. Pentru că vine ziua când Dumnezeu își va aduna poporul acasă. Se va auzi un glas de arhanghel, un sunet de trâmbiță și veți vedea cum se desprind sfinții. Și mulți dintre ei vor fi din aceia pe care ceilalți creștini mai libertini au disprețuit și au arătat cu degetul. Dar ăia vor pleca. Și creștinii ăștia liberali, libertini, îmi pare rău să spun, s-ar putea să trebuiască să plătească libertinajul lor în gândire și în comportament.
Îmi doresc cu tărie ca toată biserica aceasta să aibă parte de răpire. Niciunul să nu rămână jos. Nici noi, nici copiii noștri și nici nepoții noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze de tot aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm un pic și în urma cuvântului auzit, cred că avem multe de spus Domnului. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea tuturor pocăința și să ne dea o inimă dorită de a ne apropia de ea și de a ne pregăti pentru Marea Întâlnire. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru tot ce a fost până aici și El să rămână scutul, ajutorul nostru și căruța noastră până la capăt. Amin.